a examinat conformitatea cu prevederile articolului 51 din legea administrației publice locale, așa cum modificările și comentările ulterioare, legalitatea alegerilor consilierilor. Comisia constată că au fost, așa și este tăiat, deci așa nu sunt în cazul de incompatibilitate. Fapt pe care au hotărât propunerea validării a tuturor consilierilor conform tabelelor anexate. Deci am la 2 ani, Angel Ionuț, Banu Vasile, Brăjoriu Novidiu, Iparu Dinuț, Coja Florin, Ghene Laura, Izet Rasal, Mircea Mișoara, Negriș Confantin, Negru Toadel, Niculescu Aurel, Dorfescu, Sansul Elisabeta, Sansul Elisabeta, Sansul Elisabeta, Sansul Elisabeta, Sansul
Da. Deci, în continuare, conformitate cu prevederile articolului 32 în legea 215/2001, urmează depunerea jurământului de către fiecare consilier. Vă fac un lucru, că refuzul depunerii jurământului este considerat demisie de drept, urmând a se supune validării mandatului primului suplean. Secretarul. Proiectul de hotărâre pentru validarea mandatului unui suplinant și pentru
da? Și pentru că nu a fost o... Asta, că s-a votat, dar trebuie să se scrie. Păi, umbra. Da, nu, nu, nu. O să propuneți la votat cele două. 2 și 3, da? Proiectul de hotărâre de invalidare a mandatului și proiectul de hotărâre pentru inconstituțional. Da? Astea două se le supun la vot. Deci 2 și 3. 2 și 3, cam în două, da? Da. Supuneți unul și apoi la vot. Și apoi aproape la vot. Pune că mă învățați. Doamna Gena. Laura, după domnul Coșa, fii tu. Se pregătește doamna Mincea după Izet? Grici, te pregătești tu după aceea? Nu poți să te Se pregătește Domnul doctor Niculescu se pregătește? Thank you.
de validare formulată de biroul electoral de circumscripție numărul
6. Eforie validează alegerea în funcția de primar al orașului Eforie, județul Constanța, a domnului Șerpan Robert Nicolae, candidat declarat ales în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016. Prezenta hotărâre se va comunica prefectului județului Constanța. Executorie cu drept de apel pronunțată în ședință publică azi 23 a 6 a 2016. Este vorba de pronunțarea hotărârii în ședință publică care a avut loc la judecătoria Constanța. Da? Doamna, o să rog pe doamna, da, jurământul, domnul primar, jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Eforie, așa să-mi ajute Dumnezeu. Da? Pentru cine dorești și nu?
Cel mai bine de fie. Îl stai pe ăla, că nu ești de acord. Primarul este validat, atât instituția prefectului cât și judecătoria și-a terminat treaba. Așa, noi vă mulțumim și vă dorim Mulțumim! Gracias.
Ioane. Ioane. Să română, oh, mă dorm în ei. Nu.
Am venit cu convocatorul și ai spus că le facem la anul. În prima ședință, nu mai. Prima ședință, da. Vă rog, domnule consilier, noi avem de completat aici pe tabelul. Deși nu plecați, nu faceți poze ca să le avem pentru legitimații în variantă electronică, o să ne facă domnul tutura pe aici, pe undeva, pe un perete alu. Și avem nevoie ca să completăm aici locul de muncă și ocupație, ca să am tot tabelul ăsta completat. Da, câte o cutiuță sau vă dau... Declară ședința. Da. Cu ocazia asta declar ședința închisă, dar numai să stați să completăm tabelul și pozele. Să-i